Seara, prieteni, a venit timpul pentru o nouă poveste. Astăzi o să vă citesc despre o mică vrăjitoare care face niște trăznăi, dar, de fapt, salvează una, un, un imperiu întreg. Dacă sunteți pregătiți, începem să citim, ok? Hai! Povestea se numește Mote, mica vrăjitoare a Mlaștinii salvează castelul spiridușilor și este scrisă de Dirk Henning. Este o carte de la Editura Univers. Aici vedeți schema acestui regat. Aici este lumea lui Mote, aici este o peșteră, pădurea întunecată, cei trei stejari. Hai să vedem ce se întâmplă. Vrum, zgâlțâindu-se în mijlocul unui zgomot teribil, Mote cade din hamac în zor de zi. Oarele și tigăile ei tremurară, iar cea unul de vrăjitoare zângănii. Căci Mote era vrăjitoare. Mă rog, o vrăjitoare mică, mărunțică, sincer să fim, era de-a dreptul minusculă. Și asta pentru că mama ei era și ea vrăjitoare, însă tatăl ei era un spirituș. Și uite, așa s-a născut Mote, care e o vrăjitoare mică. Ce s-a întâmplat? Mote se freacă la ochi și aleargă la fereastră, dar nu văzu văzut nimic acolo. Totuși, zgomotul acela ca omurrit puternic străbătut din nou Mlaștina. Repede, repede, Mote își făcă o perie și își pieptănă părul, ca în fiecare dimineață renunță imediat să încerce să-și îmblânzească buclele rebele. Se aruncă pe creanga ei de salcie, nu putea zbura cu aripioarele ei de spirituși, dar creanga era o mătură de frăjitoare foarte, foarte bună. Vecina ei, bunica Aricioaică, era ocupată să-și adune numeroși nepoți, ca de obicei. Ai auzit și tu mărâitul acela? Iarăși taie oamenii copaci. Cei mici se fac ghem de teamă, se aude și un soi de vaiet, adăugă coborând vocea. Cred că vine dinspre cei trei stejari, sălașul spiritușilor. Și vrăjitoarea noastră mică, mărunțică, voia să afle despre ce era vorba, așa că se adânci în pădure, zburând pe creanga ei de salcie. Nu-i plăceau spiritușii, mereu râdeau de ea, pentru că era doar pe jumătate spirituși. De aceea nu mai văzuse niciodată castelul spiridușilor. Strălucea auriu într-unul dintre cei trei stejari. Bieții de noi, ce trist destin, copacul smuls din rădăcini! Se auzi un vaet continuu din coroana copacului. Oamenii verzi ne răpesc casa! Lacrimi de mărunte aurii cădeau ca niște perle rotunjoare. Spiridușii o văzură imediat pe mote. Ce cauți tu aici, jumătate, spiriduși? Vrei să stai să te uiți cum e tăiat copacul nostru și cum ne pierdem casa? Țârâiră spiridușii și Nu, eu voiau să dau o mână de ajutor în caz că... Se bâlbâi mote nesigură. Să dai o mână de ajutor, râse arrogant un spiriduș. Tu care nu ești nici spiriduș, nici vrăjitoare, iau uite ce păr ai! Și o trase de coma de păr încălcită și încrustată cu noroi. Și uite ce aripi amărâte ai, chiui altul. Nu poate să zboare cu ele și mai sunt și urâte. Ce vreți de la mine, stigă mote? Dar spirituși au râs de ea și atât. Înapoi, la salcia ei bătrână, lui mote îi se părea că încă aude râsetele bazjocoritoare ale spiridușilor. Spiriduși răutăcioși, n-au decât să rămână fără copac, dacă n-au nevoie de ajutor, mărâi Mote. De ce nu moștenise oare aripile frumoase strălucitoare ale tatălui ei sau întreaga putere vrăjitorească a mamei sale? Era o mare nedreptate. Sunt doar pe jumătate spiriduși și doar pe jumătate vrăjitoare, dar sunt cu totul și cu totul mote, spuse ea, după ce se mai liniști. Dacă pot să ajut, atunci am să ajut. Știa precis unde să caute sprijin. Mauli, șo sobolul, Vă știți ce e un sobol, copii? E o fel de cărtiță. Era expert în excavații, adică în săpături și un inventator priceput. Ei povesti iute-iute ce se întâmplase. Există un castel de spiriduși în pădurea noastră? Se miră el. Pe Mauli nu prea îl interesau treburile vrăjitorești. Prefera să meșterească la invențiile lui. De aceea n-a zis niciodată de castel, dar bineînțeles că își oferea ajutorul când era nevoie de el. Eu nu văd niciun castel, mormăi Maulii posomorât, când ajunseră la stejar. Dar, zise Mote și se întrebă dacă nu cumva Mauli avea nevoie de ochelari noi. Exact atunci, din corana copacului se auzi un țărit. Nu-i de mirare că nu ne poți vedea nătărăule, ai nevoie de praf de spiriduși. Mauli tocmai voia să comenteze, când se trezi cu niște praf auriu în ochi. Atunci, sobolul Mauli văzu că într-adevăr castelul se afla într-un mare pericol și începu imediat să ia măsurători. Calculă aici, calculă acolo și tot mâzgâlea pe o foaie mare de hârtie. Avem nevoie de o instalație de ridicare pentru castel, spuse el când termină cu toate calculele. Toți vecinii din pădure trebuiau să ajute. Bunica Aricioaică și numeroși ei nepoți aduseră o frânghie foarte lungă, Mote căută ceva pe care să-l poată folosi ca scripete, așa cum îl numise Mauli. Șoricica Miții veni în fugă și cu un platou de sandvișuri. Se plângea în continuu. O, da, doamne, să meargă bine! Ce bine ar fi să meargă bine! În ultima, în cele din urmă, veni vremea. Castelul spiritușilor a de invenția lui Mauli și era fixat pe crengile celui mai înalt stejar. Planul Sobolului era să tragă castelul pe crengile celui alt copac. Încuraja pe toată lumea: Hei, rup! Hei, rup! Castelul spiritușilor se clătină tot mai sus în aer, dar dintr-o dată se auzi un trosne și un zgomot infernal, se rupsese un scripete, iar frânghia șerpui prin aer. Interiorul castelului se dădu peste cap, paturile se rostogolire, iar oalele cu praf de spiriduși zăngăniră pe trepte în jos. Regina spiridușilor își vărsă ceaiul. Era foarte prost dispusă, strigă furioasă. Mote, jumătate, spiriduș, ce ești? Nu ești bună de nimic! Acum castelul era blocat la jumătatea distanței dintre cei doi copaci. Atunci, Mote luă frânghia în mâini și spuse, castelul trebuie să plutească. Și ca prin farmec, Mote începu să plutească și împreună cu ea pluti și frânghia și împreună cu frânghia pluti și castelul spiritușilor. Tot mai sus, mai sus și mai sus. Complet uluită, Mote ateriză din nou pe pământ. Prietenilor ei și spiridușilor nu le venea să creadă, iar castelul? Castelul era acolo unde trebuia să fie, între crengile celui mai înalt și mai bine înrădăcinați stejar. Se dezlănțui o bucurie nemărginită. Prietenii o ridicară pe mote pe umeri și îi în urale. Regina spiridușilor pluti în zbor spre ea și îi spuse, Îți mulțumim, se poticni chiar la ultimul cuvânt, dar își reveni. Îți mulțumim, spiridușule. Înapoi, în locuința ei confortabilă, Mote se culcu și în hamac, odată cu lăsarea serii. A, e foarte obositor să faci vrăj. Dar era bucuroasă că-i reușise vraja, pentru că magia ei funcționase. Multă vreme se povesti în laștină despre ziua aceea. De atunci, locul acela din pădure căpătă numele la doi stejari, sau acolo, așa cum îi mai spune lumea, acolo unde a făcut minunea, mica mărunțica vrăjitoare, am laștinii. Ați văzut că până la urmă, mote a salvat regatul spiritușilor, deși nu era decât jumătate spirituși Sper că v-a plăcut povestea, dragilor. Acum e timpul să ne culcăm. Eu vă doresc somnușor și noapte bună și ne vedem data viitoare la o nouă poveste. pup, Pa! pa, pa!